În săptămâna 38 de sarcină, bebelușul tău are în jur de 3,2 kg și măsoară aproximativ 50 de cm. La 38 de săptămâni, bebelușul tău este aproape complet dezvoltat. Mare parte din stratul Laguno, care a acoperit corpul fătului în tot acest timp, a dispărut și a fost înlocuit de vernix. Plămânii încă se maturizează și produc mai mult agent tensioactiv, o substanță care împiedică săculeții de aer din plămâni să se lipească unul de celălalt odată ce copilul va începe să respire. Cele mai multe alte schimbări din această săptămână sunt mici, dar importante. Bebelușul continuă să acumuleze grăsime și să-și regleze sistemul nervos pentru a se adapta vieții extrauterine. Săptămâna 38 pentru corpul tău. Respirația devine mai ușoară, iar presiunea se va muta în zona pelvină. Între timp, este foarte probabil să te stresezi, să nu poți dormi, să ai gânduri peste gânduri. Poți considera această perioadă de așteptare o repetiție pentru ceea ce va urma. Și încearcă să nu te sperii, ci să te pregătești. Este posibil, în această perioadă, să observi scurgeri de sâni. Este vorba de colostru, un lichid subțire și gălbui, care este precursorul laptelui matern. Completat de anticorpii care protejează nou-născutul, colostrul conține multe proteine, dar mai puține grăsimi și zahăr decât laptele care apare mai târziu. Te poți pregăti în această perioadă cu tampoane de sutien pentru a-ți proteja hainele. Nu toate femeile experimentează însă aceste scurgeri, dar nu este cazul să te îngrijorezi, sânii tăi vor produce colostru pentru bebeluș la momentul potrivit. Sfat, asigură-te că ai bagajul pentru spital pregătit.